Alături de mine, Alexandru. Bine ai revenit la emisiunea Bine noastră. Bine v-am regăsit. Ai participat de câteva ori. Ultima dată ai ieșit pe locul 2. Ce crezi că s-a întâmplat de nu ai ridicat tu cecul Midnight Poker? Să zic așa, am avut puțin ghinion, dar am fost mulțumit de evoluția mea și sper că astăzi să fie ziua cea bună. Cu ce vedete ai jucat la masă? Ultima oară cu... Cred că cu domnul Sorin sau cu Laris, nu mai știu sigur. Cred că cu domnul Sorin. A fost o presiune pentru tine faptul că tu deja aveai participări atunci? Nu. N-a fost niciun fel de presiune. Iau jocul ca sine și încerc să-mi fac o strategie. Cu ce te ocupi în viața de zi cu zi? Sunt asistent medical, generalist. Ok, și când ai timp de poker? Bună întrebare. Printre așa, când am timp un pic, încerc să dau drumul pasiunii mele pentru poker. În pandemie ai mai avut timp de poker? Da. Da? Da, o parte, o primă parte. Că lucram altfel în ture și puțin, îmi făceam mai mult, aveam alt program și îmi făceam programul cum vroiam. Pentru un stil de viață sănătos, ce ne recomanzi, în primul rând? Pentru un stil de viață sănătos, să gândim limpede, să fim cu capul pe umeri și să luăm deciziile cele mai bune. Hai să vedem dacă deciziile pe care tu le consideri corecte la masa de poker la noi îți vor aduce și într-un sfârșit cecul Midnight Poker. Mulțumesc. Mersi!